Zona care până de curând reprezenta o simplă bucată de pământ de pe malul lacului Südgöl se transformă cu pași repezi într-o destinație turistică. Asta cu ajutorul celor două proiecte demarate de primăria orașului Ovidiu. Acestea vizează realizarea unui debarcader precum și a unui parc. Ambele sunt foarte aproape de finalizare. Este vorba de două pontoane plutitoare, punctul de servire a mesei pentru pescari, acea cherhana, parcările aferente și toate dotările. Investiția decurge bine, suntem în grafic, în acest moment estimăm că suntem la aproape 50% din lucrare. În 2-3 săptămâni, cel mai probabil din ce am vorbit cu constructorii, vom termina cu tot ceea ce înseamnă turnarea betoane. Termenul de finalizare oricum este spre sfârșitul acestui an. Atât reprezentanții administrației locale, cât și locuitorii orașului Ovidiu și-au dorit o schimbare pe malul lacului. Debarcaderul va fi continuat cu o zonă de promenadă care până la finalul anului va dispune de toate dotările necesare. Este o investiție mare, aproximativ 45 de miliarde de lei vechi, bani europeni. Partea noastră de cofinanțare este doar 2%, o zonă cu alei de promenadă, o zonă cu locuri de joacă pentru copii, o zonă destinată pensionarilor, o zonă belvedere de unde putem privi spre lac cu băncuțe, acea zonă cu amfiteatru, cu o scenă de aproximativ 40 de metri pătrați, 70 de locuri pentru diverse spectacole, de mici dimensiuni pentru copii și pentru pensionari. 2015 reprezintă anul adevăratelor transformări pentru orașul Ovidiu. Cel puțin asta declară primarul George Scupra. Zeci de proiecte inițiate de administrația locală au adus în prim plan zona turistică, educația, dar și cultura. Toate au fost implementate până acum cu succes.